Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gor susțin că centrele de permanență din mediul urban nu își găsesc întrebuințarea, mai ales că unitățile de primiri urgențe sunt solicitate de gorjeni. Pentru primele luni ale anului, pentru centrele de permanență a fost alocată suma de 2 miliarde 300 de milioane de lei vechi. Aceste centre de permanență au fost făcute cu scopul de a degreva un pic activitatea din spitale, dar din raportările pe care noi le avem de la spitale și din discuțiile pe care le-am avut și cu cei de la UPU Gorj, unde este cea mai mare adresabilitate, nu am observat, cel puțin în municipiul Târgu Jiu, nu s-au observat scăderi la camera de gardă, ceea ce nu știu dacă până la urmă și-au atins scopul. Vorbim de zona urbană, pentru că este mult mai ușor pentru cineva să se ducă la camera de urgență decât să meargă la un centru de permanență. Pentru zonele rurale, cred că este un lucru foarte bun, mai ales pentru că se asigură permanență medicală în zilele de sâmbătă și duminică. De cealaltă parte, reprezentanții DSP Gor susțin că aceste centre sunt utile pentru toți cetățenii. Cele mai aglomerate sunt centrele din mediul rural. Acolo persoanele se adresează mai repede către medicii de familie. Cele mai multe solicitări pe anul 2013 au fost la centrul de permanență din Peștișani. Am ajuns și la 2000 de bolnavi care s-au adresat pe anul trecut un centru de permanență. Avem Peștișani, are 2000 de solicitări. Avem oricum peste 1300-1400 la fiecare centru de permanență, 2500 avem la centrul de permanență Teomsic din Târgu Jiu, 2100 la centrul din Bâlteni, deci fiecare depășește 1500 de consultații pe anul trecut. Iar la centrul de permanență din Târgu Jiu, unde are ca și medic coordonator pe doamna dr. Sandra Arona, există peste 3200 consultații într-un singur an. La nivelul județului există nu mai puțin de 16 centre de permanență. Multe dintre acestea sunt în Târgu Jiu, Târgu Cărbunești și Țicleni. Medicii spun că lipsa de informare îi ține pe pacienți departe de centrele de permanență, motiv pentru care cei mai mulți dintre bolnavi se adresează direct secțiilor de urgențe din marile spitale.